Doi primari celebri în funcție pare că vor pierde la aceste alegeri, doamnelor și domnilor. Vă difuzăm în această seară două sondaje de opinie de ultimă oră care arată această realitate. Vom începe cu primarul de la sectorul 1. Atenție! La sectorul 1, doamna Clotilde Armand ar putea să piardă. Este pentru întâia dată când într-un sondaj de opinie apare această realitate, sau cel puțin un sondaj de opinie serios pe care să îl cred. Avem în momentul de față un sondaj Aram, să vă dau toate elementele cu privire la acest sondaj de opinie. Haideți să ne uităm. Participarea la alegeri, 49% spune sectorul 1, nu 30%. La momentul actual, aproape jumătate dintre respondenți declară că vor participa la alegerile din data de 9 iunie. 19% încă nu sunt hotărâți cu privire la participarea la vot pentru alegerile locale. Să mergem, să vedem acest sondaj de opinie, bombă, pentru că, așa cum veți vedea, avem participarea la alegerile prezidențiale în sectorul 1. Atenție aici, 54% spun că vor participa, 25% nu vor participa, nu sunt hotărât, 18%. La turul 2, cam aceeași situație. Mergem mai departe. Participarea la alegeri parlamentare, 47%. 32 nu sunt hotărât, 19. 7% față de alegerile prezidențiale. Activitatea primăriei sectorului 1, aici e foarte interesant. Nemulțumit se declară 26%. Nici mulțumit, nici nemulțumit, 17%. Mulțumit, 29%. Foarte mulțumit, 8%. Nu știu, nu răspund, 1%. Foarte nemulțumit, 19%. Așadar, 26 plus 19, 35% spun că sunt foarte nemulțumit. 45%. Mă gândeam la altceva. 45% spun că sunt nemulțumit, dar sunt bucuros că ați fost dumneavoastră foarte atenți. 45%. Păi oamenii ăștia atunci cum vor vota? Ia să vedem. Păi vor vota așa, doamnelor și domnilor, este pentru prima dată într-un sondaj de opinie că doamna Clotilde Armand este depășită de domnul George Tuță, PNL, PSD, 33%, Clotilde Armand, 30%. Liviu Negoiță, pe locul 3, PUSL, 16%. Ramona Ioana Brunsils, AUR, 10%, Daniel Tudorache, 7%. Asta e ceva foarte interesant. Apariția lui Daniel Tudorache, fostul primar de la sectorul 1. Vă faceți aminte că o mare parte din presa independentă a difuzat acele imagini de la primăria sectorului 1 după alegeri. Sacii, cum se intra în camera aia, înregistrările, vă faceți aminte, am dat înregistrarea cu șeful de la biroul electoral local, niște lucruri incredibile care s-au întâmplat acolo. Domnul Daniel Tudorache atunci, lăsați acolo unde era, domnul Daniel Tudorache, care era primar PSD la momentul respectiv, sigur că era foarte bucuros că televiziunile care puteau să difuzeze asta, adică erau fără dependențe de felul acesta, era bucuros. Acum, fiind evident că intră în cursă fără să aibă o șansă reală. Între timp, vom vedea ce se va spune instanța, a mai fost prins și cu niște diamante, cu niște porcării și așa mai departe. I se spune în presă Tudorache diamante. Acum, că e așa, că nu e așa, noi nu știm asta. Că nu avem hotărârea instanței. Noi ce știm însă în momentul de față este ce se vorbește în piață și o să vă arăt ce apare în momentul de față cu pila domnul Tudorache. Că pare că el face treaba asta ca să rezolve problema din instanță cu diamantele. Ajunge la domnul Tudorache. Ce mi se pare însă interesant este că părea că doamna Armand este de nebătut. În acest moment însă, candidatul PNL PSD George Tuță trece pe primul loc cu 33%, făcând o campanie diferită, scară cu scară, ușă cu ușă, mergând să vorbească direct cu oameni. Interesant este Liviu Negoiță, 16%, el a scăzut față de unde era, dar haideți să vedem și votul politic. Bun, 3% între doamna Armand și domnul Tuță, nu sunt multe procente, dar e evident că este o știre. Intenția de vot la Consiliu Sectorul 1 PSD-PNL 40%, Alianța ADU 34%, AUR 5%,
PUSL 16%, SOS România 3, Alt Partid 2. Ne oprim un pic, pentru că mai este un primar care ar putea să piardă. Ne întoarcem la votul. Haideți să vedem încă o dată graficul cu doamna Clotilde Armand. Domnul Ungureanu, se-ți îngrijora cu doamna Armand? Eu mă gândesc cum să mă bat cu domnul Flutur la Suceava și cu PNL. Aia și este, de ce să nu... Aia este marea mea luptă. Și ce faceți acolo? Pentru că domnul Flutur a ras o jumătate din păduri, a făcut în pasul Mestecăni și a făcut o groapă de gunoi. O nenorocire pentru mediu și pentru toată Bucovina. Asta este bătălia mea acolo. În ceea ce privește București, eu sunt îngrijorat că domnul Tuță, care a fost ofițer SRI și șeful de cabinet al domnului Helvig, este atât de sus în sondaje. Nu va bate pe doamna Clotilde Armand, dar e foarte sus și nu prea înțeleg de ce SRI și-a pus un om la PSD, PNL, ca să se lupte. Adică nu mai are PSD, PNL, oamenii a apelat la SRI. Din același motiv, în care... Tu, Dorache, e acolo, nu, așa? Și din același motiv. Dorache, Diamant, dar stai puțin. Eu vreau să vă întreb ceva pe dumneavoastră. Cu drag. Dumneavoastră, când strigați, DNA să vină să vă ia, așa. Instituțiile statului erau... Nu-i mai vorbiți de frânghie. Un fel de icoană. Era ceva absolut extraordinar. Acum cine, ați întors-o, domne? Eu? Păi tot USR-ul, ce se e posibil așa în ceva? În 2017. Domn, și domnul Tuță, în perioada aia, sigur era cu dumneavoastră în piața. Cum este? Deci 100% nu. Cum este? 100%. Domnul Ungureanu. Se cuvați cu domnul Gdea, nu știu dacă s-ar ascultă. Eu mă gândeam la cum sunt iubite instituțiile astea de forță de USR. Niciodată n-a fost. Eu mă gândeam ca doamna Clotilde Armand să și retrage când vede că vine cineva care a lucrat acolo. Cum, domne, când erați grămadă cu denunțurile toate ziua? Eu vă spun, dar eu n-am fost decât să denunțe. Serii nu face ceea ce trebuie. Suntem în legătură direct cu replică. Stați-mă puțin, că deocamdată e bine pentru dumneavoastră, tocmai câștigam la sectorul 1. Nu e singurul primar care pierde în București pe ultimele sondaje. Sunt trei de la USR. Unul e Nicu Șordan, una e doamna Clotilde Armand și mai este domnul... Mihaiu. Mihaiu. Lovitură ar pierde și Mihaiu. Ce întâmplare? Ia să vedem. S-ar putea să aveți o problemă. Păi Mihaiu chiar... Nu, aș fi vrut să vedem sectorul 2, dar până atunci... Mihaiu doamna... chiar are... E foarte posibil să piardă, pentru că acolo au candidat unic coaliția. Și atunci chiar ar trebui să piardă. O să vedeți că acolo e foarte echilibrat, ca să zic așa. Domnul Bogdan Teodorescu, domnul profesor, bună seara. Bună seara. Domnul profesor, vă așteptam să piardă doamna Clotilde Armand, cel puțin în sondajul ăsta acum, vedem ce se întâmplă până la alegeri. Dacă ne gândim la cum a arătat Bucureștiul acum vreo 2 ani, ne așteptam nici să nu intre în cursă. Dar între timp bucureștenii au uitat, lumea se simte bine și acum doamna Clotilde Armand chiar are șanse să rămână primar. Mai ales în imaginea pe care ați prezentat-o dumneavoastră cu intrarea celui candidat ușor neașteptat, domnul Tudorache, care drenează niște voturi de la alianța PSD-PNL. Și de asemenea, datorită prestației bune, observăm a lui Liviu Negoiță, care de asemenea ia niște voturi din partea celor nemulțumiți de doamna Clotilde Armand. Dacă faceți o comparație între sumele nemulțumiților, vedeți că dacă le adunați, nemulțumiții de mandatul doamnei Armand, dacă le însumați, vedeți că cam cei trei de care pomenim, cam dau suma aia. Adică atât cât are Tuță, cu atât cât are Negoiță și cu ce are și Tudorache, una peste alta, sunt cam cei care sunt supărați pe doamna Armand. Dacă acele voturi erau la un singur candidat, probabil că discuția nu mai avea loc. Fiind la trei candidați, doamna Armand, care se apropie de scorul partidului, dânsa are 30, partidul are 34, deci s-ar putea ori să-l umple, ori mă rog, să fie 4% din cei de la USR care nu doresc pe doamna Armand, tot are o șansă să câștige, un 30%, 32% poate câștiga primăria sectorului 2, mai ales dacă nu se obține acea sectorul 1, mă scuzați, dacă nu se obține ipoteza votului util. Dacă cumva domnul Tuță reușește să fie cel mai bine plasat, reușește să convingă alegătorii lui Tudorache sau alegătorii lui Negoiță să-i dea voturile, astfel încât ei să-și umple dorința de a scăpa de doamna Armand, atunci s-ar putea ca rezultatul să fie favorabil. Dacă nu, este foarte strâns, ceea ce prezentați dumneavoastră este un rezultat foarte strâns, se află în marja de eroare, este foarte bine posibil ca doamna Armand să fie în continuare în față. Dar la fel de bine este posibil și ca distanța să fie un pic mai mare, ținând seama, dacă vezi, de
caracterul fluctuant al sondajelor pe care le-am văzut în ultima vreme în această campanie electorală. Da, dar am și eu o remarcă, măcar, așa, pentru frumusețea jocului, cum era la fotbal. N-am câștigat, dar am jucat frumos sau ceva. La sectorul 1, măcar se luptă candidații. Ăștia, trei, cât sunt, se luptă între ei. Problema mea e, și aștept cu nerăbdare să ne arătați scorul, la primărie, unde e blat pe față, mie în sută. Ce blat este? Firea cu Nicușor e blat, mie în sută. A trecut ferești, aproape jumătate de campanie electorală, o lună și ceva de când a intrat Firea în cursă. La cât a fost înjurată Firea de către PSD, oamenii lui Nicușor, 8 ani de zile, n-au mai spus un cuvințel de Firea, lasă zile, lasă. Nu că ar fi, că ce spuneați erau exagerări, dar le-a spus 8 ani de zile. Cum a intrat Firea acum, Hodorom-Strop, în campanie? Și PSD, n-am mai Firea, pe de altă parte, 8 ani de zile, l-a tocat pe Nicușor cu chestii de primărie, aia. Tot pe Firea o cauți cu lumânarea prin campania asta electorală. PSD, nu s-a domnul Ungureanu, spuneți-ne, cum ați reușit blatul ăsta, că nici penalti, că v-ați dus în Moldova să candidați, nici deci penalti dacă pe mine, pe mine mă întrebați de vreun blat cu PSD, atunci este sfârșitul lumii, este cu tremur, ar trebui să plecăm ca camerele. Păi dacă nu știți... Opriți, v-ați rămas dator cu V-am rămas dator, cu replică. Și acum ați putea să mai așteptați, pentru că incredibil. Burduja are campanie bună. Aia ziceam și eu. Tocmai Burduja se luptă acolo. Și cântă la chitară. Deci, Burduja măcar să fac se luptă în pe centru, bune. Deci nu e rău. Cu șanse mici. Vă rog, domnul Roman. E ceva rău că omul știe să cânte la chitară, vă deranjează. Și eu cânt la vioară, dar nu mă duc în centru Sucevei să fac asta. Poate să-l aveți. O să-l aveți pe colegul Ungureanu, domnul Gâdea, foarte mult timp. Aveți și dumneavoastră bunul simț totuși să ne ascultăm, că am înțeles, dar deja treceți orice limită. O să-l aveți pe domnul Ungureanu mult timp la dumneavoastră în studio, pentru că va fi învins de o manieră atât de rușinoasă la Suceava, încât se candidează azi la Buzău. Mâine candidează la Suceava. Păi probabil că sunt peste 4 ani la Chișinău. E foarte căutat. O să vedem rezultatul. Da, domnule, și unii o să stați foarte mult prin București. Dați afară din în ceea ce privește... Asta e viața. În ceea ce pe noastră nu v-au dat afară de Buzău. Capă măseaua strică. Domnule, am înțeles. Încercați, domnul Roman. Încerc, dar văd că pornesc așa toate dintr-o parte. Sunt din Suceava și sunt la sectorul 1. La sectorul 1. La sectorul 1. Dacă ești la mine acasă, să-l bată plotul. Sectorului 1, care uită cum stăteam cu gunoaiele până la aproape etajul 1, eu nu o să uit niciodată. Eu nu cred că cineva care a trăit în București, în sectorul 1, sub administrația Chiliman sau sub administrația Tudorache, mai poate vota vreodată așa ceva. Tudorache e diamant. Nu cred deci că mai poate, domne, ca primar, satisfacția acelui om care stă în acel cartier este să aibă o stradă curată, o stradă spălată, o scara blocului aranjată, o școală bună, o creșă bună și condiții de transport civilizat. Aceste lucruri, nu știu unde ați trăit dumneavoastră, eu le-am trăit în sectorul 1 și cred că mulți, că de-aia l-au votat, Experimentul Clotilde Armand, ca și Coliban, Brașov, ca și Friț, Timișoara, ne arată minunat aici, chiar în administrație. Domnul, foarte deci, multă poveste. Brașovul este perla orașelor. Domnul din... Roman, dacă mai insistați, nu să mă faceți chiar și deci, pe mine Calin, să votez pe Clotilde Armand. Votați o dată! Cu totul! Ok, mulțumesc. Al doilea sondaj de opinie, deci cine este al doilea primar în funcție care pierde pe momentul acesta? E fotografia de moment. Mai sunt aproape 3 săptămâni de campanie, fără o zi, deci mai e timp de recuperat sau... Iată cum stau lucrurile în sectorul 2, sondaj curs, doamnelor și domnilor. Sondajul curs ne arată o realitate nu prea plăcută pentru domnul Radu Mihaiu. Așadar, Rareș Hopincă, din partea alianței PSD-PNL, trece pe primul loc 47%. Radu Mihaiu, din partea USR, 42%. Mihai Rapcea, de la doamna Șoșoacă, 4%. Andrei Gabriel Goțiu, cred că este, reper, 4%, altul 3%. Domnul profesor Bogdan Teodorescu, ce face USR-ul în București? Poate că nu prea bine.
haideți să vorbim un pic de sectorul 1 și apoi vorbim și de sectorul 2. Vă rog. Una dintre problemele pe care le are și pe care domnul Roman le-a asistat cu corectitudine. Doamna Clotilde Armand a avut o perioadă proastă de mandat pe care o ține minte toți. Problema este că într-o campanie electorală, candidații trebuie să ne aducă nouă alegătorilor aminte de acea campanie electorală, astfel încât schimbarea din funcția doamnei Clotilde Armand sau oricărui primar indezirabil să devină o cerință naturală, imperioasă. Acel lucru pe care l-a sesizat domnul Ciuvica la București este exact același lucru. Domnul Nicușor dar a lăsat atâta abar de vreme Bucureștiul fără apă caldă. Dar dacă acest lucru nu este reamintit acum, într-o formă accentuată, astfel încât să se determine o anumită intenție de vot și un anumit tip de comportament electoral, domnia sa poate scăpa în câștigător. Același lucru este valabil în absolut orice altă parte. Dacă vrei ca un lider care te-a condus prost să plătească în campanie electorală, în acea campanie electorală tu trebuie să reamintești cetățeanului elementele pentru care vrei să-l faci să voteze împotrivă, să creezi ceea ce se numește tensiune electorală. Noi în București nu avem așa ceva. Noi nu avem o campanie teribilă în București, nu avem o campanie care să scoată oamenii din casă, nu avem o campanie care să genereze negativare împotriva primarilor în funcție, indiferent de ce culoare politică sunt ei, și nici o campanie care să motiveze cetățeanul nemulțumit să-i reamintească, să creează acele rapeluri de care se vorbește, rapeluri electorale care să-l aducă la vot. Ori toate aceste lucruri sunt în avantajul unor primari care poate n-au performat atât de bine și care poate să scape în câștigători. Revenind la problema USR-ului din București pe care m-ați întrebat, că a spus o întrebare, ce face USR-ul în București? USR-ul se află într-o situație între bine și rău. Și o să încerc să vă spun de ce. Datorită colapsului, hai să zicem colaps, chixului pe care l-a dat Aurul, USR-ul a devenit din nou principalul partid de opoziție în percepția publică. Aurul s-a stins, din motive pe care nu avem ce să le discutăm acum. Ori, totdeauna e nevoie de un partid de opoziție. Bătălia de la București, în care Nicușor Dan este pus în prim plan, ca și bătălia secundară de la a lui Clotilde Armand, a pus în ochii națiunii USR-ul ca partid de opoziție. Ceea ce este o mare șansă pentru ei în momentul de față, depinde cum o joacă și depinde cum se reprezintă în acest moment, ei fiind, după aproape un an jumate de absență, din nou axa cu partidul, mă rog, gruparea conducătoare PNL-PSD. Deci ei ar putea să facă bine sau ar putea să facă rău. Depinde foarte tare și de ei, dar depinde foarte mult de felul în care există sau nu există luptă electorală împotriva.